Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare. Vă propun o etalare generală de această dată cu titlul Unde se ascunde persoana la care mă gândesc? Unde se ascunde cea pierdută? Dacă se ascunde, de ce nu face sau să vedem când anume va face un prim pas? Vom afla în această etalare, sper și mă rog ghizilor spiritual să aflăm la răspunsul la câteva întrebări. Unde este acum această persoană? Cum se simte această persoană? Prin ce împrejurări am putea să întâlnim din nou persoana pe care o păstrăm în sufletul nostru? De ce nu? Ce puteți face dumneavoastră ca să creșteți șansele de a găsi persoana, de a regăsi persoana la care vă gândiți? Cum va fi? Dacă va fi momentul în care vă veți regăsi cu persoana iubită. Pentru această etalare am ales doar un pachet de cărți de oracol și o să mulțumesc de pe acum ghizilor spiritual care ne sunt întotdeauna alături pentru a vă transmite dumneavoastră mesajele pe care le puteți adapta situațiilor dumneavoastră particulare. Să începem prin a amesteca aceste minunate cărți de oracol și să vedem ce putem afla. Deja, cu siguranță, există aici persoane născute în zodia Taurului, Leu, Berbec, Săgetător și, din câte se simte, pentru că mi-a atras atenția o carte, este vorba despre deja un conflict cu această persoană. Posibil ca înainte să vă fi despărțit, pentru că sunt șanse foarte mari ca această etalare să vorbească despre două energii separate, să se fi întâmplat un conflict realmente, cu ceartă, cu reproșuri, cu, eu știu, mici agresiuni verbale și mă opresc aici pentru că nu vreau să dau importanța care nu este cuvenită altor tipuri de agresiuni și știți bine la ce mă refer. Bun, haideți să vedem ce putem să... Da, este ceva, oricum v-am spus, această supărare a venit în viața dumneavoastră sau această separare, acest conflict a căzut pe capul dumneavoastră precum un fulger, pe neașteptate. Poate că această separare v-a luat prin surprindere. Nu ați știut ce se întâmplă cu dumneavoastră și cu persoana cealaltă. Deci cumva a căzut ca un ciocan în moalele capului această separare. De asta spuneam, ori cumva a fost ceva wow, ori o ceartă, ori pur și simplu din ceea ce era frumos s-a terminat scurt și cuprinzător. Dar s-ar putea, din câte se vede și se simte, s-ar putea să existe șanse să faceți pace sau să vă rezolvați acest conflict, dar o să vedem dacă este vorba și despre o împăcare ulterioară sau dacă lucrurile rămân pur și simplu în această formă. Haideți să vedem unde este acum această persoană, cum se simte el sau ea, prin ce împrejurări ați putea să vă întâlniți cu această persoană, ce puteți face să creșteți șansele de a fi împreună sau a vă întâlni, a regăsi această persoană și cum va fi momentul în care vă veți regăsi, în orice caz acesta, da, amândouă. Cum va fi momentul în care vă veți regăsi, acolo unde o să simt nevoia, o să adaug anumite cărți pentru clarificare. Haideți să vedem unde se află acum această persoană, unde este, ce face. În momentul de față să știți că este destul de liniștită, ca să zic așa. Posibil să-și fi găsit liniștea, cel puțin în ultima perioadă, după un timp în care nu și-a găsit locul. Posibil să fie ca semne zodiacale în pești, în primul rând Scorpion, Rac, dar și Capricorn, Taur, Berbec. O persoană încăpățânată,
O persoană care testează în general apere, nu este o persoană cumpătată, acționează sub impuls și posibil ca această furie și mânie de care a dat dovadă, mai ales în ultima perioadă, să fi stat la baza neînțelegerilor dintre voi doi. Spuneam că este o persoană încăpățânată, spuneam că este o persoană care are și alte oportunități. S-ar fi putut ca dumneavoastră să fiți una din opțiunile sau una din opțiuni, da, una din opțiunile sale. Persoana s-ar putea să fie o persoană blonduță cu ochii căprui, căprui verzui, să aibă o altă relație, să fie o relație sau să fi fost dumneavoastră cu această persoană într-o relație triunghiulară, dacă nu, din câte se simte și se observă, oricum această persoană, nu vreau să vă dezamăgesc, însă trăia în aceste combinații, știți? Adică nu era o persoană monogamă, să aibă o relație pe viață și să fie o persoană fidelă relației pe care o are. Din această cauză vreau să vă spun că și în momentul de față s-ar putea să testeze terenul, adică așa se simte această ființă în armonie. Este foarte bine cu ea, această persoană, în acest moment, în momentul în care noi încercăm să povestim. Nu suferă, adică nu este foarte greu fără voi sau nu este foarte. Să se simtă această ființă foarte rău pentru că v-a pierdut sau. Deocamdată, cel puțin în acest moment, și de asta v-am spus, nu vreau să vă dezamăgesc pentru acest mesaj, dar din câte se pare, este în armonie cu el. S-ar putea să vă testeze, să testeze terenul și în ceea ce. Dar o să vedem pe parcurs, și în ceea ce vă privește pe voi. Posibil să fie curioasă despre ceea ce faceți și dumneavoastră. Adică, ok, el sau ea, mă rog, ei au înțeles cumva că nu mai sunteți împreună, dar parcă așa, din când în când, își mai dorește să vadă și ce faceți dumneavoastră. Acum, poate că în unele cazuri și dumneavoastră v-ați găsit pe altcineva, sunteți împreună cu altcineva, sunteți în altă relație, dar nici cum nu-i bine. Adică, ok, că atâta timp cât dumneavoastră erați singurică sau singurel, era foarte bine. Însă în momentul în care dumneavoastră ați hotărât, ați decis să vă continuați viața, s-ar putea să îi schimbe mentalitatea vis-a-vis de siguranța pe care i-ați oferit-o de fiecare dată, de disponibilitatea dumneavoastră, de flexibilitatea dumneavoastră și așa mai departe. Dar una peste alta, asta am vrut să spun că este posibil și va fi o persoană care întotdeauna va testa apele, întotdeauna va fi de părere că are balta pește și așa mai departe. 14, 5. S-ar putea ca în luna a 5-a, ora anului acesta, ori acum 5 luni, 5 săptămâni, să fi încercat cumva să vă testeze, să vă ia pulsul prin faptul că este posibil să vă fi trimis un SMS, să vă fi trimis, eu știu, un mesaj, un e-mail, o scrisorică pe colo și să vă întrebe pur și simplu despre ce mai faceți și ce probleme mai aveți. Nu simt că este o persoană care a întors definitiv spatele, că v-a întors definitiv spatele, poate că a făcut acest lucru, dar doar până în momentul în care este posibil ca și dumneavoastră să nu-i fi mai acordat, să nu-i mai fi acordat foarte mare atenție. Tot ce este posibil. Dar una peste alta, să știți că cred că este în momentul de față singură această persoană, indiferent dacă
mai are o relație sau nu, este singurătatea aceea în doi. Și în continuare, v-am spus, testează apele, în continuare are oportunități sau este deschisă această ființă către noi oportunități, repet, și pe dumneavoastră încă vă testează sau vă urmărește sau încearcă să vadă în ce ape vă scăldați dumneavoastră. Ușoare probleme abdominale s-ar putea să aibă această ființă, nu știu despre ce energii vorbesc aici, însă știți deja că aceste energii se întrepătrund și se pot schimba chiar în momentul în care eu vorbesc despre această problemă, despre această situație. Este așa, v-am zis, ușor nehotărâtă, nu știe ce să facă, nu se poate stabili într-o relație, nici cu dumneavoastră nu cred că s-a reușit să se stabilească, motiv pentru care posibil să nu fiți împreună în acest moment, indiferent despre ce situație vorbim, de relație, de trio amoros, de divorț, de căsătorie, nu a putut să se stabilească, nu și-a găsit liniștea în nicio relație pentru că îi lipsește... posibil să-i lipsească acea maturitate sau dorința de a avea o relație matură, cred. Dar este tânără și neliniștită, în ghilimelele de rigoare, această ființă. Undeva în Anglia există persoane de acest fel. Zona Angliei, în general, nu este... O energie particulară, dar nu ești o etalare particulară, știți deja acest lucru. Cum se simte această persoană? Haideți să vedem cum se simte. Are de ales, vedeți, exact ceea ce spuneam. Nu este o persoană care să fie monogamă, să rămână forever, endeavor, fidelă unei relații. Are anumite, era să zic choice-uri, anumite alegeri de făcut. De asta cred că este nehotărât, nehotărâtă, nu știe ce să facă, nu își găsește în acest moment echilibrul. Nu este stabilă din niciun punct de vedere. Există și o dată de 7 sau eu știu. Are foarte multe, foarte multe pe cap și este o persoană îndreptată către planul acesta material, este adevărat. Este între ciocan și nicovală. Acum dumneavoastră poate știți despre ce persoană vorbim în acest moment, dar este între ciocan și nicovală. Trebuie să aleagă ceva, s-ar putea să existe varianta să fie împreună cu altcineva, o să vedem, și să îi se pună... Deci să fie, vai, cred că este extrem de mânioasă această persoană, extrem de furioasă în ultima situație. Dacă vă spun că s-a pornit o furtună în acest moment, nu știu dacă auziți. Deci, auziți? Deci, parcă se dărâmă casa. Deci există o... furie, mânie, această persoană este extrem de mânioasă, mai ales din punct de vedere material. E momentul în care am pronunțat planul material, s-a dezlănțuit jihadul. Da, mă surprinde pentru că era soare, era foarte soare și dintr-o dată rupere de nori. În fine, să trecem la oile noastre. Dragii mei, v-am zis, este... între ciocan și nicovală, dacă este cu cineva reiau, s-ar putea să fie strânsă cu ușa. Poate să se căsătorească. Haideți să vedem, pentru că simt nevoia de clarificare aici. Ce alegeri are de făcut? În ce direcție are această persoană de... În ce? Ia să vedem. Această carte, să știți că mi-a mai atras atenția, v-am zis și în începutul etalării, v-am zis că dintr-o dată și surprinzător și pe neașteptate, va avea nevoie de a se
stabiliza, de a... Deci uitați-vă cum este, deci fulgere, vedeți că totul, nimic nu este întâmplător, nici această rupere de nori, nici această mânie, nici această furie. Este extrem de furioasă această persoană, de asta spun, s-ar putea să fie șantajată emoțional. Pentru că este vorba de a construi ceva, deci a fi în faza aceea incipientă de a construi ceva, nu îi place să fie strânsă cu ușa. Această persoană trece printr-o situație care l-a destabilizat din punct de vedere nu numai material, dar și emoțional. Și această situație, să știți că a venit pe nepusă masă, a venit pe nepregătite. Poate că i s-a cerut divorțul și nu știe ce să facă. Pierde foarte mult, pierde bani, pierde casă, pierde serviciu, cine știe. Dar așa i-a căzut ca pe cap, nu știe cum să gestioneze, nu știe cum să managerieze, nu știe încotro să o ia, dragii mei, această ființă. Sper să nu fie vorba despre un accident, o situație care îi se pare catastrofală. Deci are senzația că îi se întâmplă ceva catastrofal în viața sa. Scoate flăcări pe nas și pe gură această persoană. Și are de făcut aceste alegeri. În funcție de aceste alegeri, lucrurile se vor și va trebui să se hotărască foarte repede, pentru că este într-o situație de ori-ori. Și decât să ia aceste alegeri, preferă să se ascundă. Preferă să se ascundă. Mai multe cărți au căzut. Tot aș vrea să lămuresc această carte. Dificultăți, vedeți? Dificultăți, alegeri. Posibil să se fi întâmplat ceva, să se fi întâmplat ceva în viața sa care l-a destabilizat, îl nemulțumește. Recuperare. Dragii mei, a avut un accident sau sper, Doamne ferește, să nu se întâmple ceva mai... Vedeți, aici este recuperare, adică este o chestiune din care va supraviețui, deci va merge mai departe. Acum poate să fie și ceva din punct de vedere al sănătății sau, Doamne ferește, nu vreau să vă sperii, da? Nu vreau să vă sperii și nu vă sperii pentru că, uitați, există o îmbunătățire a situației sale din punct de vedere al recuperării. Deci ceva i s-a întâmplat acestei persoane. Ori din punct de vedere medical, exact cum scrie, era să zic cum scrie aici, cum arată aici, ori din punct de vedere al sănătății, ori, dar ceva s-a întâmplat fulgerător, dintr-o dată, l-a luat pe neașteptate, trebuie să facă anumite, sau să se recupereze din punct de vedere emoțional, asta în cazul în care trebuie să se despartă, mă rog, ați reținut ideea. Deci am lămurit de ce are de ce se ascunde și ce trebuie să facă în următoarea... Da, amestecam cărțile. M-a bulversat chestiunea asta prin care trece această persoană la care vă gândiți. Și tot timpul, deci este între două, între ciocan și nicovale. Știți că v-am zis până să se așeze, să se extragă aceste cărți, între ciocan și nicovale. Haideți să vedem prin ce anume împrejurări ați putea găsi, întâlni această persoană, care ar fi împrejurările în care ați putea să dați nas în nas sau eu știu, există un, deci este evident că voi aveți acest conflict mental, poate că vă gândiți la un moment dat să sunați această persoană sau să aflați că despre asta este vorba. Și cu testarea asta a apelor, acum v-am zis, energiile s-ar putea să se întrepătrundă și s-ar putea să fie energia feminină cea care va auzi de situația acestei persoane și va hotărâ să sune sau, nu știu, să se intereseze de situația sa, indiferent de conflictele prin care trec cei doi. Cam astea ar fi împrejurările. Sau poate că în luna nouă a anului trecut, da, în luna septembrie, s-ar fi putut să se fi întâmplat ceva și de atunci lucrurile să se fi dărâmat, tot ce ați construit să se fi dărâmat. Pentru că în viața sa lucrurile au luat o turnură neașteptată.
Posibil pierderea unei sarcini, posibil decesul unei persoane dragi în familie, o situație nedusă, nemenegeriată, suferința fiind extrem de mare și neputând gestiona aceste suferințe, s-ar fi putut declanșa această dezbinare emoțională, fizică. Există posibilitatea ca cei sau cele care vă uitați în acest moment la această etalare să treceți prin acest conflict mental. Oare merită să-mi fac griji pentru această persoană? Pentru că s-ar putea să spuneți ok, whatever, să-i fie de bine dacă i s-a întâmplat lucrul acela, să i se întâmple, pentru că merita. De asta spun, a trecut prin ceva destul de greu și l-ați ajutat, ați ajutat-o, ați fost acolo, a fost așa, bum. Și de asta sunteți așa în conflictul acesta mental. Câte ați făcut pentru această persoană? Mai merită oare să mai ajut această persoană? Pentru că s-ar putea, nu este exclus să vă ceară ajutorul la un moment dat, să vă spună că are nevoie de voi tocmai pentru a ajuta această persoană. Vă trage cumva din drumul vostru și simt că parcă dumneavoastră nu cedați cumva pentru că sunteți extrem de bonom, un bonom din naștere sunteți așa foarte deschis, deschisă. Există și niște intervenții chirurgicale aici. Poate a suferit o intervenție chirurgicală, o operație. Sau cu ace, sau nu știu. Dar ideea este că are de ales, are de lucrat, are de recuperat. Ce puteți face să creșteți șansele de a găsi, de a regăsi această persoană? Evident, dacă vă doriți acest lucru, ce puteți face dumneavoastră? Vedeți, să aveți grijă. Vedeți cum se leagă toate lucrurile. Să aveți grijă de această persoană. De aceea există acest conflict mental. Pentru că, vedeți, chiar mă întrebam, dar de ce sunteți în conflict mental? Adică sunteți să mă duc să-l mai ajut sau să o mai ajut, să mai încerc să mai fac ceva pentru a salva această relație, acum că tot am auzit că are probleme, sau pur și simplu să mă retrag. Dar dacă vă doriți, exact ceea ce spuneam, cum vă puteți crește șansele, este să fiți aproape de această persoană și să aveți grijă de ea, să vă faceți griji, poate să îl îngrijiți, să-l dădăciți, energiile nu contează, îngrijiți. Dar văd aici o îngrijire, cum să vă zic, îmi scap acum termenul, o îngrijire medicală, adică exact cum o asistentă medicală are grijă de pacient. Deci cam așa văd eu lucrurile și vă este teamă de acest lucru, vă este teamă să îngrijiți această persoană, de unde și conflictul acesta mental. Oare să îi mai acord această îngrijire sau mă duc să-l îngrijesc, să-i arăt că tot eu voi avea grijă și așa mai departe. Și aceasta este o oportunitate. Vedeți, prin a crea această oportunitate, dar cred că vedeți cărțile și vedeți oportunități și îngrijire. Așa puteți să creșteți șansele. Vărsător, de asemenea, văd aici taur, cred că am mai zis, dar vă este teamă. Vă este teamă să creați această oportunitate de a merge acolo și a avea grijă de această persoană. Persoane blonduțe, cu tenul alb mediu, ochii căprui. Dar astea ar fi posibilitățile, știți? Adică poate că ați mai aflat, știți cum este, ați aflat multe lucruri despre această persoană, parcă, pe de o parte, parcă nu vreți să mai vedeți în viața dumneavoastră această persoană, dar ceva vă reține și exact această chestiune. Vreți să aveți grijă
Sunteți exact ca o mămică bună, în ghilimele de rigoare, o mămică bună care are grijă de puiul ei. Deci aceasta este mesajul, pentru că am zis ce puteți să faceți, să creșteți șansele de a regăsi această persoană, să oferiți sau să creați aceste oportunități de a avea grijă de această ființă. Cum va fi, dacă va fi momentul în care voi vă veți regăsi? În primul rând, momentul va fi unul încununat de succes, pentru că aveți soarele aici, veți fi fericiți. Există o perioadă în care, deci dacă vă veți regăsi și dacă vă veți întâlni, veți fi fericiți. Indiferent de ce a făcut, indiferent de ce certuri ați avut, de ce despărțiri dure ați avut, în fine, dumneavoastră știți în particular ce a fost între voi. Eu simt că a fost cu surle și trâmbițe, ce să zic, și pasiune, și durere, și grijă, și cuvinte destul de agresive și așa mai departe, dar și dragoste, și pasiune, și așa mai departe, dar nu cred că vă puteți uita. Și între voi totul este intens, între voi totul este, v-am zis, dezlănțuire de forță, dezerup norii când vă întâlniți. Ați văzut? Pentru că acum, uite, s-a mai liniștit. A fost un moment extrem de tensionat atunci. Dar perspective luminoase, perspective happy, vedeți soarele, pozitivism, bucurie, fericire. Veți fi fericiți, voi doi veți fi fericiți doar împreună, în ciuda, dar asta trebuie să aveți atenție aici, pentru că este și o carte care vă atenționează. S-ar putea să fie o persoană care, haideți să nu spun că trădează, pentru că această carte înseamnă trădare. S-ar putea să fie vorba despre acea persoană care, știți că spuneam la începutul etalării, nu este o persoană stabilă din punct de vedere emoțional, caută și iar caută, pentru că așa se simte bine, nefiind bărbatul unei singure femei sau femeia unui singur bărbat. Dacă sunteți atente sau atenți la aceste manipulări, la aceste trădări, poate că dumneavoastră aveți acea forță să schimbați această persoană. Și sunt șanse 50-50, deci 50-50, sunt șanse ca după ce i s-a întâmplat acestei persoane în viața sa, fie un accident, fie din punct de vedere medical, oricum o chestiune la limită, se pare că în acest moment este pe cale să facă anumite, să ia anumite decizii. S-ar putea să i se fi schimbat viața, s-ar putea să vadă viața cu alți ochi. Și abia acum s-ar putea să aprecieze ceea ce dumneavoastră i-ați oferit, faptul că ați fost lângă această persoană în momentele cheie ale existenței sale sau ați ajutat această persoană exact atunci când a avut nevoie, susținându-o și moral, și fizic, și psihic, și intim, și așa mai departe, dacă este cazul. Dar eu așa văd că sunt perspective luminoase, puteți fi împreună. Sunt șanse să vă regăsiți, văd o luna nouă sau nouă sau 9 zile, 9 săptămâni. Lucrurile acestea nu se vor întâmpla de cu seară. Lucrurile acestea mai durează puțin, ca să ne înțelegem. Dar este vorba despre șansele care cresc din ce în ce mai sunt șanse să aveți un început alături de această persoană prin faptul că iese soarele în ceea ce privește. Vedeți, la voi este o iarnă cu soare, adică nu este, cred că în etalările trecute aveam vară 100%. Nu, aici este un frig, așa, o relație, sau a fost o relație destul de rece, sau acum totul este de gheață, dar gheața se va topi odată cu apariția în viața dumneavoastră a acestui nou început, acestor perspective, acest soare care iese pe strada dumneavoastră.
Cam atât, dragii mei, în ceea ce privește această etalare. Mă bucur că ne-am văzut și astăzi. Sper să fi găsit aici niște indici care vă conduc spre anumite răspunsuri pe care le așteptați într-un fel sau altul. Poate că le-ați găsit acum. Mie nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc foarte mult pentru participare, pentru mesaje, pentru înscrieri. Ori de câte ori simțiți nevoia, dragii mei, lăsați-mi mesaj cu sugestiile dumneavoastră. Oricum avem material, avem subiecte, le luăm așa pe rând și sper să găsim împreună răspunsuri la situațiile dumneavoastră particulare. Vă pup, vă iubesc, toate cele bune, o seară fantastică. Vă iubesc, numai bine! Pa!